Disponibilizările din minerit au creat disfuncționalități, iar în fișa postului, pentru o parte dintre ortaci, au fost trecute sarcini în plus. Inspectorii de muncă verifică acum fiecare unitate minieră pentru a vedea dacă oamenii pot face față și, dacă nu cumva, sarcinile se suprapun și deja se văd primele deficiențe. Am început cu primele unități. Deja se constată unele deficiențe de personal. De exemplu, deficiențele cele mai mari constatate sunt la brigăzile de întreținere a lucrărilor miniere. Astfel, după disponibilizare, se încearcă să se respecte structura de personal pe abataje, pe locuri de muncă active pentru a se da producție, dar există un deficit de personal la brigăzile de întreținere, în special în zona sectorului aeraj, care să întrețină lucrările miniere până la locurile de muncă, lucrările de aeraj. De asemenea, pot da câteva exemple de structuri de personal mai deficitare, semnaliști puți, artificieri, dar o concluzie putem trage în momentul în care se finalizează analiza la toate unitățile miniere din cadrul CNH. Inspectorii ITM caută să vadă cum rezolvă muncitorii sarcinile în plus, așa încât să aibă calificările necesare și timpul fizic să le ducă pe rând la îndeplinire. Important este, așa cum le-am spus și lor, să nu ai pus om pe un post care nu are calificarea necesară, competența necesară, nu este autorizat astfel încât să știe exact ce trebuie să facă fără a pune în pericol oamenii sau lucrările, zăcământul, echipamentele, dar să fie apt din punct de vedere medical, dar și ce mai important este că îi dai unui om să presteze pentru trei posturi, să-i stabilești prin fișa postului și programul de lucru modul de a-și le putea duce la îndeplinire fără să se încurce unul pe altul, să nu rămână descoperit. Acest lucru le-am cerut prin fișa postului, prin modul de organizare, atunci când un om trebuie să execute mai multe lucrări pe perioada unui schimb, să-i se stabilească modul și perioada când se ocupă de fiecare post și categoric trebuie să fie competent din punct de vedere profesional, calificat, autorizat dacă este cazul și v-am spus apt din punct de vedere medical pentru toate posturile prestate. Că degeaba îi dai patru lucruri de făcut, dacă trebuie să fie în patru locuri diferite deodată, este clar că unele dintre ele vor rămâne neacoperite. Controlele ITM se fac acum la toate unitățile miniere și la final vor fi trase și concluziile, așa încât oamenii, puțin cât au mai rămas, să nu aibă un stres în plus prin fișa postului.